numai și numai în fața autorității competente, respectiva instanței de judecare. Până la această oră, când desfășurăm această activitate în fața telespectatorilor, toate, absolut toate instanțele de judecată au dat dreptate municipiului Bacău. Au fost respinse toate, absolut toate acțiunile, toate acțiunile a fost primarului de a această clădire. Că vrem, că nu ne vrem, clădirea legea este în proprietatea municipiului Bacău, este în posesia noastră, acolo copiii acum învață. N-aș fi aici dacă n-ar exista hotărâri judecătorești. Deci ca să înțelegem, n-aș spune absolut nimic dacă nu ar fi aceste hotărâri definitive și irevocabile. Iată că după 3 ani de zile există o hotărâre irevocabilă, definitivă și executorie, care în aceste zile a fost și pusă. Interesantă și mențiunea executorie. În care s-a dovedit foarte clar că această grădiniță, Letea, este a primăriei Bacău. Și ce a făcut? Instanța va dovedi. Eu personal n-am nimic cu dumneavoastră, dar este bine ca lumea să știe că ceea ce a aflat se va reîntoarce la Băcăuani. La ce vă referiți, doamna domnul primar? Știți dumneavoastră și instanța va ști. Licitat, dar l-a spus că ești public, îl spuneți doamna. Da, de ce v-am spus, gata, încheiem, nu mai am... De ce nu spuneți public ce am luat, domnul primar? Instanța va dovedi. Dacă dovediți, da, a dovedit grădinița Letea terenului care s-au întors. Sunt doar două dintre cele proprietăți care valorează peste 6-7 milioane de euro, domnul secretariu. Domnul primar, ce a hotărât instanța? Ce a hotărât instanța, v-a întrebat. Păi, n-ați văzut ce a hotărât? Grădinița Lecea, care v-ați trecut-o singur în patrimoniu, este a primăriei și s-a dovedit. Terenurile sunt ale primăriei, nu sunt ale noastre. Domnul Șufariu. Da, domnule. Domnul Șufariu, dacă eu, Dumitru Șechilariu, nu dovedesc, nu mai în instanță, nu o face opinii publice, că sunt proprietarul de drept acestei grădinițe prin fabrica Lecea, vă dau cuvântul pe donare că cel mai nefericit om pe care a ajuns în viața dumneavoastră. Vreau să vă spun că eu de 4 ani de zile mă bat ca toate acestea să rămână în proprietate. Iată, grădinița Letea am reușit să o recuperez, 6.000 de metri din spate de stadionul în teren de tenis am reușit să recuperez. În continuare mă voi bate. De fapt, asta este miza lor actuală.